Bine, v-am găsit la newsurile din Genshi. Azi dimineața, acum 3 ore, Genshi Impact, pur și simplu site oficial, a postat bannerele cu 4 star-urile și armele cu 4 star-urile. Și pot să zic că sunt mulțumit. La fel ca și arme, la fel ca și bannere, pot să zic că da și da. Bun, începem cu un primul da, adică Shenhe. Forța are la fel și pentru Ayaka și pentru Shenhe. Recomandarea mea, pentru oamenii care joacă de mult timp și aveți Shenhe sau Ayaka sau amândouă și aveți nevoie doar de Mica, lăsați-l deoparte, o să mai revină și o să fie următorul patch, adică după patch-ul ăsta, practic după faza 2 o să fie direct în standard banner. O să-l luați, nu e un caracter care să vă riscați PT-ul sau, nu știu, să vă luați considerație fără să vreți, cam așa ceva. Pur și simplu, bannerul de 4 star, că 5 star, zicem, aveți nevoie, luați, nu trebuie detalii prea multe, s-o pe amândouă. Avem Diona, Sucroze e numele ei, și noul caracter Mica. Recomandarea mea, nu aveți Sucroz, Diona la constelație maxă, încercați să dați pentru ea, dacă nu vreți caracterul, nu riscați prea mult, dar Sucroz, chiar aici am pregătit frumos, la constelație maxim, dă la toată echipa 20% element damage, mentura când folosește ultimata. 20% element damage e pur și simplu o transformă de la caracter 4 star în 5 star, direct și la subiect. Cea de constelație luzerele niciuna. Deci prima îți dă încă adițional la E, adică mai dă infuse la element. Bun. După aia, Diona. Diona e un suport shielder foarte bun, dă cleanse la abilități, nu-i mult de vorbit, dar pentru un suport, ca să zic, pentru Cryo, nu o vreți pe Shea, o vreți pe aia. Diona e un suport foarte bun pentru ea, absolut, face roșii de healer, face... Da, da. Mica am vorbit în alt video, e un suport fizic, healer în același timp, așteptăm să vedem exact numerele, statusurile în joc, care o să fie în data de 22, adică miercuri viitoare, dacă am calculat bine. Miercuri viitoare, astăzi e vineri. Miercuri, da? Atâta vorbim despre bannerul ăsta și ce am vrut neapărat să vorbesc cu voi este de bannerul de arme. Mass Summon, din punctul meu de vedere, există toate. Vorba aici arată doar una, sacrifice-urile și favoniasurile, scuzați-mă, și favoniasurile. Deci armele cele mai OP pentru suport și sub DPS din jocuri, din punct de vedere. Dacă nu aveți armele astea sau vreți să luați una dintre armele astea, că vi se pare interesante, ca și Miss Peter-ul, critical damage foarte mare, ca și Calamity, status base attack extrem de mare, la fel pentru Shea și pentru Ayaka. Și vă pic asta, eu m-aș bucura mai mult să-mi pice Refine 5 la Sacrifice și la Favorius decât la astea. Dar în canalul meu de Twitch o să dăm pentru arma lui Shea, dacă pică Mississippi, da. Mi splitter o să fie bine, dacă nu, așa e bine, știi cum se zice, știți cum se zice. De ce? Favoniasul și sacrifice recomand. Păi favoniasul recomand pur și simplu din faptul că din tăcere, s-ar zice mai ușor. Dar aici e pasiva ei. Aici o să fie 100% crit la Refine 5. Deci când ați crit, nu contează cu cine, nu contează când, caracterul care e echipat să dea crit și cu abilitățile merge, regenerează 6 energie pentru caracter. Asta 12 secunde scade. Ajunge la 6. Pur și simplu să faceți odată la 6 secunde, 6 energie e foarte mult, mai ales că ea are status de energy charge, deci mai multe particule, mai repede încărcați ultimata. Și asta e vorba că și pentru echipă, nu numai pentru el, încărcați ultimata. Sacrifice, de ce? Păi e unicul din joc care îți permite să dați eu de 2 ore și dacă nu se poate, cu el puteți. Că de ce nu, s-ar zice. Din păcate, există doar favoniasul de sabie, de grey sword, cum ar fi, dar
Favone, scuzam, Sacrifice, dar e foarte bun din punctul meu de vedere. Cu la fel, e 4% chance, nu, e mai mult chance, devine 80% și aici scade, mi se pare, la 10, dacă nu greșesc, hai 12, nu mai țin minte exact. Dar sunt arme de luta 11. Sunt arme care recomand. Din păcate, Wine and Song, adică asta, sau Carticica, Beluș sau Carticica, Refine 5 trebuie neapărat să facă ceva. Belu merge doar pe Deia momentan, chiar face un shield foarte puternic. Atât am vrut să vă spun, pur și simplu, pentru informație rapidă și la subiect. E un banner foarte bun, din păcate și din fericire, Shenhe și Ayaka merg foarte bine împreună, dar sunt două 5-star-uri, deci majoritatea nu se poate lua pe amândouă. Dacă aveți un Ganyu, mergeți pe Shea. Dacă vreți Ayaka de pus să-l luați prima dată și data viitoare, luați pe Shea. Este Diola pentru Ayaka. Îți combinații, dar ce contează e Sucros. Sucros pe viață. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Cu noi. Eu și cu mine și cu cealaltă mine. Și ne vedem la următoarea. Pa, pa!